Hei, salut tuturor și bine v-am regăsit aici la un nou sezon, mai bine zis, la o nouă aventură în drumul spre divizia 1, exact, suntem aici în divizia 10. De bine ce m-a făcut și eu echipa asta, am jucat acolo câteva meciuri cu echipă de astea, am aici o grămadă de jucători de ăștia low-knee, tot mi-o dat în tot felul de pachete, dar în sfârșit am reușit să-mi fac și o echipă și am zis că, băi, hai să începem cu ceva diferit, începem sezonul cu o echipă din Liga Turciei și data trecută am avut o echipă full Team of the Season din Liga Turciei și m-am descurcat chiar foarte bine cu acea echipă. De data asta am zis, hai să începem cu Liga Turciei, niște jucători așa destul de ieftini de pe aici și de pe acolo din Liga Turciei și am zis că, băi, hai începem cu asta și desigur, pe parcursul timpului, desigur, vom face o echipă mult mai puternică, desigur că totul va deveni din ce în ce mai greu și totodată, după un timp, după ce vom avea o echipă bună și după ce eu încep să joc bine, că desigur, ia cătă în nou sezon de Ultimate Team, înseamnă că din nou trebuie să dăm jos rugina, să ne pregătim de nebunie și să îi rupem pe toți. Dar desigur vom întâmpla și mulți jucători foarte, foarte buni. Am cum este și în început de sezon. Mulți jucători am încep, știți voi cum este. Și, na, și ei sunt drumul spre diviza întâi ca și noi. Bun, deci hai să trecem la treabă. Cum vă ziceam, asta este echipa noastră, urmând ca mult mai încolo să ne schimbăm și desigur să jucăm pe Foot Champions, unde este foarte greu, este crema cremelor, cum să zice, cei mai buni dintre cei mai buni în FIFA. Sper să ajung și eu acolo. Bun, deci asta este echipa mea. Desigur, preferatul meu, Ozia Cup, trebuie să fie în această echipă. L-avem aici, sigur, pe Xhaer și pe acest Keju, care este o nebunie, Vanderbilt, știm cu toții, și nebunul de Menike, Sho, și desigur Podolski în atac și nimeni altul decât Ilu Luce ca și antrenor. Când l-am văzut aici pe Lucescu, am zis gata, 100% trebuie să-l cumpăr pe Lucescu, oricât de mult a costat. Și a costat destul de mult pentru un antrenor, am dat 1200 de points, nu mai știu. Dar nu contează, hai să trecem la treabă, să trecem la meci, pentru că asta știu că cu toții așteptați să înceapă meciul și să mă vedeți pe mine cum turbez și cum pierd. Desigur, această serie o să aibă facecam, dar acum, na, am zis să filmez un episod fără facecam, cer scuze, na, mai am și eu momente că filmez cu și fără, oricum ai beznă pe aici că filmez noaptea și, yeah. Nu contează acest detaliu, hai să trecem la treabă. Bun, ia să vedem așa, hai, jucăm în kitul ăsta, lăsăm pe el în kitul Spaniei, foarte bine, să vedem ce oponent am găsit noi aici. O echipă full chemistry din, ia ce interesant, un picuț de hibrid aici, cu portarul ăla care e spaniol. Oh, stai un pic, asta e pe națională, mă, naționala Spaniei într-un fel vrea să-și facă acest adversar, foarte interesant, cu Torres acolo în atac. Și Aduriz, cred că. Foarte tare, mă, naționala Spaniei. Un fel de naționala Spaniei. Varianta ieftină. Oh. Ok, n-am început bine meciul. Hai, băieții. Hai, băieții, clare pe Torres. Aduriz e foarte OP, dar Torres sper eu că o să-i țin față. Vanderbilt foarte bine face intercepția. Ia să-l dăm aici pe Podolski. Podolski cu o pasă. Interceptată de către Carvajal. Bravo. Ai, ce pasă proastă am executat acolo. Bruno, ia ce bine a pasat acolo. Torres, mamă, de când nu l-am mai văzut pe Torres, mai ales într-un Ultimate Team, credeți-mă, a trecut foarte mult timp. Și totuși, mă, ce bun era Torres. Șansă! Ai de... ce șansă a fost acolo! Băgamiaș Baninček. Hai, fraților, hai că avem șansă, hai. Primul șut pe poartă n-a fost tocmai bun, dar a fost un șut, na, zicem așa, acceptabil. Da, de următorul va intra în poartă. Ia aici foarte bine, pasăm la portar. Portarul foarte bine o degajă mai în față. Ia să vedem aici Emenike. Am speranțe mari în Emenike. Sunt chiar curios în FIFA 17 cum joacă. Îl știm cu toții pe Emenike, bestia. Acum ce drept, nu mai e tocmai așa beast cum a fost în FIFA 14 sau 13. Cred că în 14. Bă, dar ce să-i faci? N-ai ce să-i faci, aia este, aia e. Oricum mie îmi place de el. Tras l-am în echipă, când l-am văzut acolo pe Menica, am zis, bă, nu contează dacă mai bește cum a fost sau nu, trebuie neapărat să fie cu noi în echipă. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Offside foarte tare. Așa, ce mă disperă treaba asta, că tot timpul trebuie să dau eu pe
elul ăla ca să-mi schimbe imagine. Bun, ia, suntem aici. Bun, pasăm aici la Vanderbilt. Vanderbilt, ai, blocat. Ai, serios, Torres înscrie. Minutul 40, Fernando Torres înscrie și... Da, ce să zic, asta mai mult îmi confirmă că portarul meu nu-i de calitate. Am mai jucat și niște meciuri, două cam la număr, când îmi făceam echipa și portarul ăsta tot timpul era un fel de mic derp. Dar hai să vedem din nou faza, am greșit și eu puțin apărarea acolo, nu trebuia prea repede, am făcut, vreau să fac acea fază de intercepție. Totuși, n-aș băga de Torres, gorbă, Torres, mă. Ce franță se întâmplă, frate, fix Torres. Adică, come on, oricine altcineva a durit, dar Torres, mă, what? Hai să vedem repriza a doua aici, da, ne mai revenim puțin, un pic, adversarul deja începe să-și bată joc din mie, mersi, fratele meu. Așa ce vreau, adversar ca lumea, ce dracu. Bun, hai să vedem Adriano. Aoleo, ce-ai făcut, mă, nene, mă? Fuck, mi-arată pe Torres și se scrie acolo gol, gol marcat, unul stau cea de genul. Aaa, ce urătăi! Nu Torres și urătăi, ce urătăi când scrie acolo că Torres a dat un gol. Da, da, ce să-i faci, n-ai ce să-i faci. Hai să dăm aici, look, show foarte bine către o zi cu... Stai un pic, ai, de ce... Pula mea, altfel îmi imaginam eu că o să meargă pasa aia. Jocul ăsta FIFA, aoleo, ce l-am rupt pe ăla, yo, și nu-i foul, perfect. Așa, așa, tot așa arbitru, tot așa, aoleo, prea tare, bă, de ce când vreau să dea pasa tare, nu o dă tare. Dacă eu vreau să fie mai chill, dă dracului. Văleleu, hai să facem o schimbare, îl pun pe Ben Arfa aici în mijloc. Oricum i-am pe ăștia Lona. Păi de ce să nu profităm puțin de treaba asta? Pun pe Podolski acolo și pe Mahrez aici. Așa face și noi niște schimbări. Dă-le dracu de schimbări, man. Vreau să fac și niște schimbări. Așa să ne distrăm puțin tel. Bun, hai să șutăm! Ai, Adrian, ce bine o prins-o. Fucking hell. Opa, opa, Ozia Cup. Stai, cu Ozia Cup vreau. Te rog, lasă-mă să șup cu Ozia Cup. Te rog! Nu! De ce m-ai interceptat? Vreau să dau cu Ozia Cup. Bombardierul meu, Ozia Cup. Ia-l-ai, Ozia Cup. Ozia Cup. Ozia Cup! Ia mă ce bine am șutat cu Ozia Cup, ce v-am zis. Numai că, na, și Adrian, stă pe fază. Ok, cred că s-au făcut schimbările. Da, a intrat Mahrez. Mahrez orez, cum îi zic eu. Aoleu, de ce am dat-o cu portarul? Bă! Ce caută portarul? Shoto! Ololo, de ce a venit portarul ăsta aici? Văleleu, m-am speriat, bă, stai, bă, dar ăla de ce e în alb, fuck you, bă, dar de ce e în alb? Nu mă văd că e portarul. Mamă! Sper că ajung să-l înapoi în poartă. Bă, mânca chiar azilul, băi, tu ce e, te crezi, mă, David Beckham? Dic portarul, mă. Aoleu, trebuie să intru în setter să văd care-și schema. Ce s-a resetat aici? Ok, hai, Kadjer, bun. Foarte bine aici, Ben Arfa! Ben Arfa! Mamă, ce l-aș cumpăra pe Ben Arfa, dar e scump ca naiba. Cât dracu costă? 20.000 de coins dacă ai noroc și îl prinzi până ce adorme. Dacă nu, poți să dai până în 30.000. Aoleo, dar nu mai dau gol, ce mă disperă, dar și ce pase proste fac. Futu-i marea măsii. Hai băieți, hai că se poate, Adriano, foarte bine. Adriano, foarte bine. Aoleo, dar de ce n-ai pasat-o, mă, când ți-am zis să pasezi? Mânca chiar azilul pe pâine. Gol! Egalăm minutul 69. Luke Shaw, adică Shaw. De ce mi-ai zis Luke Shaw? Ai, fericire! Ai, Musa. Musaso este, bă, egalăm aici și vedeți, bă, l-am pus pe Podolski să dea acolo cornerul, nu pe portar, bă, altfel când o dat-o Podolski și vine Xaer acolo cu capul, bă, Diviliano, opa, ia stai un picuț aici, hai să profităm acum de adversar, că poate că e un pic nervos, că am dat un gol de la ciudat. opa, Torres, ui, Adriano, foarte bine acolo Adriano. Bun, Podolskino. Ai, că am vrut să întorc, dar am uitat să apăs ăla de sta. Fuck, uite tu câs. No. Bă, David Villa. Holy shit, de când l-am mai văzut pe ăsta?
Băi, nebunule care ești tu nebun. Totuși are o idee faină tipul ăsta cu naționala, că așa poți să obții și pe David Villa, care e un jucător chiar bun, mă, chiar dacă e în MLS. E bun, mă, deci, ui, n-ai ce zice, mă, poate își face și o chestie din națională, numai că, din păcate, naționala Italiei e cam varză și ce-i bun costă. Naționala, bă, a Franței, parcă ar fi o idee, sau a Germaniei, dar Germania e cam greu cu atacul. O pauză acum, torce-o! Toi, e capul meu ce-am făcut acolo. Hai, hai mă cu capul, puteai să dai gol acolo, mă nene, mă. Mă nene, mă. Ia mă ultimele minute aici, a, ultimele minute. No! Hai de pula mea, am crezut că îmi dă gol cu capul. Hai de viața mea. Hai măcar să începem acest nou sezon din drumul spre Divizia 1 cu un egal în pui. Băi, mi-a dat Torres gol, nu-mi vin să cred. Să-mi fie rușine. Dar și echipa mi-e foarte obosită, trebuie să-i dau... Trebuie să-i dau unul de la de fitness și am uitat să le dau de la de fitness. Ai, a fost greșeala! Ai, mă, ce șut anemic a fost ăsta, frate! Aoleo, ce-o fost asta? Nu, no, ai, dă, dacă îl interceptam... Fac, dar ce șut anemic o dat acolo, mă! Ce naiba! Oh, hai! Hai! Hai, bun, Mahrez, stop-ul, Stodi, stop! Mamă, când ești aproape de apărător și vrei să faci cea una, două, limba română, not found. Hai, Bruno, du-te jos, bun! Bun, aoleu, că a terminat arbitru, na, egal. Aia este, începem aici cu un egal, cam dezamăgitor, aș spune eu, cum este și portarul ăsta de dezamăgitor, dar nu contează. Începem aici cu un egal și asta este startul noului sezon din drumul spre Divizia 1. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați distrat, aia contează cel mai mult, distracția, entertainmentul vostru, partea a doua să câștig eu, desigur, dar important este ca voi să vă fi distrat, dacă v-ați distrat și v-ați distrat, desigur, așa, nu uitați, dați click pe butonul de like și subscribe. Ne auzim pe data aviatoare la următorul episod din drumul spre Divizia 1, care sper eu să meargă mult mai bine. Numai bine, bye bye! Nu uitați de like!